Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că fonduri europene de aproape 105 milioane de euro sunt disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, viitorii beneficiari fiind așteptați să depună proiecte în perioada 28 octombrie 2021-27 ianuarie 2022. Potrivit unui comunicat de presă transmis de MADR, sesiunea vizează sub măsura 4.3, investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componentă infrastructură de acces agricolă din cadrul măsurii 4, investiții în active fizice. Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte este de aproape 105 milioane de euro. Toți cei interesați să acceseze fonduri europene prin submăsura menționată pot consulta paginile de internet ale Ministerului Agriculturii și AFIR, respectiv madr.ro și afirinfo.ro, unde sunt prezentate detalii cu privire la depunerea proiectelor, a condițiilor de participare generală, precum și pragurile de calitate lunare.